se creează o revistă a cetățenilor? În prezent, cetățenii sunt din ce în ce mai activi în viața mass-mediei. Încep să colecteze, raporteze, analizeze și să disemineze știri și informații. Mulțumită acestor acțiuni, ei pot decide acum despre ce subiecte doresc să discute și care este punctul lor de vedere asupra acestora. Pot realiza filmulețe, reportaje radio sau chiar ziare. Să luăm în considerare o revistă. Aceasta poate fi o revistă video, radio sau tipărită. Cum o creăm? Ja, wie macht man Bürgerfernsehen? Diese Frage haben wir uns vor 20 Jahren auch gestellt. In Münster sollte ein Cum se poate realiza televiziunea cetățenilor? Am adresat această întrebare și cu 20 de ani în urmă. Ar trebui creat un canal de televiziune al cetățenilor, iar multe persoane au solicitat un ziar al vârstnicilor la radioul cetățenilor și a existat și o revistă a vârstnicilor. Deci, a fost o idee promovată, în general, pentru participarea la crearea unei reviste. Vârstnicii realizează programele de televiziune pentru vârstnici. La prima ședință au fost aproximativ 20 de persoane, dar niciuna dintre ele nu știa ce să facă. Am pus întrebări cu privire la cum se putea înregistra, cine putea edita și cine putea scrie scurte scenarii, dar niciunul dintre noi nu am știut cu adevărat ce trebuia să facem. Deci, am organizat o reuniune și am discutat, iar Benno House a fost de mare ajutor. Au spus că putea oferi cursuri în cadrul cărora să putem învăța cum se utilizează o cameră de filmat, cum se editează și cum se redactează mici scenarii și, de asemenea, cum se moderează și se efectuează interviurile. Și am început să învățăm. Ne-am întâlnit în aprilie, iar primul episod a fost transmis toamna. Și astfel am avansat. La început, niciunul dintre noi nu avea propria cameră de filmat, doar câțiva dețineau un computer, iar locurile de editare erau limitate. Și atunci ne-am gândit. De fapt, vârstnicii lucrează mai bine de acasă și sunt mai liniștiți, deoarece, la acel moment, locurile de editare de la Benno House erau întotdeauna limitate. Trebuia să te oprești după o oră și nu avansai deloc. Am obținut toți spații de editare, camere și computere și astfel am lucrat foarte liniștiți de acasă. Kameras angeschafft, Schnittplätze angeschafft und Rechner und jetzt arbeiten wir alle sehr geruhsam zu Hause. Deci, care sunt etapele reale ale creării unei reviste a cetățenilor? 1. De ce avem nevoie? Grupul. Oamenii care doresc o schimbare și sunt interesați de jurnalism. Misiunea. Imediat ce grupul este format, este nevoie de misiunea care să vă ghideze obiectivele. Infrastructura. Aveți nevoie de un loc unde să vă întâlniți pentru a lucra, echipamentele fiind de asemenea vitale, computere, camere de filmat, echipamente de înregistrare audio, platformă de internet, fondurile. Ar fi minunat dacă ați găsit pe cineva care să vă asigure sprijin financiar, mai ales la început. 2. Acțiuni. Ședințe. Pentru a dezvolta ideile, grupul trebuie să se întâlnească și să fie organizată o sesiune de brainstorming. Contactul față în față este întotdeauna adecvat pentru spiritul echipei și pentru a vă cunoaște mai bine. Lider. Pentru a menține o structură bună a grupului, trebuie să alegeți un lider care să se preocupe de gestionare și să împartă sarcinile și responsabilitățile membrilor grupului. Reguli. Fără reguli, pe care întregul grup să le stabilească împreună și fiecare membru să fie de acord să le urmeze, grupul nu va supraviețui prea mult. Instruire. Persoanele diferite au abilități și experiențe diferite. Este vital de organizat un curs de instruire pentru membrii grupului. Instruirea în domeniul jurnalismului și tehnic este necesară. Pentru a atrage membrii noi și pentru a menține vizibilitatea revistei dumneavoastră, trebuie să vă preocupați de materialele de promovare. Suporturile de tipul rețelelor sociale reprezintă, bineînțeles, cea mai bună idee, dar și broșurile și posterele clasice se pot dovedi a fi utile. Die Gruppe, also die Redaktionsgruppe der MSZ. Grupul, adică grupul de editare al MSZ, semnificând Münster Senior Newspaper, ziarul seniorilor din Münster, este rezultatul unui curs desfășurat la Colegiul Comunitar Local. Inițial, Colegiul Comunitar a fost responsabil pentru conducerea ziarului, dar, foarte rapid, publicația a devenit autonomă. Cineva din grup și-a asumat întotdeauna conducerea, dar aceasta s-a schimbat în timp. În total, ziarul funcționează deja de 35 de ani și, în prezent, avem suficienți editori. Acest aspect a fost diferit în trecut, dar întotdeauna au existat oameni care doreau să se implice.
Au ajuns aici datorită programului colegiului comunitar sau prin buzz marketing sau datorită altor cursuri de scriere. Este aproape vorba de propriul lor trecut, deci seamănă cu redactarea propriei autobiografii. Să-ți placă scrisul reprezintă o cerință. Dacă nu-ți place, nu ar trebui să te alături grupului nostru. Voraussetzung ist erstmal, dass man gerne schreibt. Wenn man das nicht tut, hat man bei uns schlechte Karten. Alcătuirea grupului și publicarea primului număr al revistei dumneavoastră reprezintă doar primul pas spre reușită. Menținerea motivației grupului și a interesului spectatorilor sau cititorilor pentru publicația dumneavoastră este o muncă grea, dar vă va aduce satisfacții ca membru al mass-mediei cetățenilor.